Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați s-a ocupat de evazioniști în primele luni ale lui 2016. Până pe 21 martie, lucrătorii Departamentului Inspecție Fiscală au efectuat peste 1000 de verificări la agenții economici, dar și la persoanele fizice, care s-au lăsat cu 392 de amenzi. În același timp, Compartimentul de Inspecție Economic-Financiară a verificat peste 100 de companii, din care jumătate au fost sancționate pentru abateri de la codul fiscal. Nici vameșii nu au stat cu mâinile în sân. În primul trimestru din acest an, Direcția Regională Vamală a întocmit 191 de procese verbale importatorilor care nu au respectat legea și au confiscat mărfuri de peste 16 milioane de lei.